Bună ziua! Stimați invitați, avem ocazia astăzi să participăm cu toți la un eveniment artistic, unul marcat de personalitatea artistică a celui care vrea să vă facă surpriză, soror prietenă. Am bandurat de bine astăzi la dumneavoastră, în ultra dumneavoastră, în frumos oraș al Brăilei, vine cu un interesant spectacol artistic, un interesant și, aș putea spune, curajos experiment artistic. Este vorba despre conținutul vizual, despre calitatea pe care a încercat Roland să o dezvolte din punct de vedere filozofic. Cred eu că n-am competența, aștept ca dumneavoastră să te explice. În schimb, trebuie să remarcăm impactul vizual. Un impact deosebit, încărcat cu elemente artistice inuditate. Sunt Gheorghe Andreescu, președintele filialei UAF Galați și constat că astăzi, venind aici la dumneavoastră, am avut, în cursul săptămânii, la început luni, un alt eveniment la Galați. Este vorba despre expoziția familiei Teodorescu, Marius Teodorescu și fiu. O expoziție interesantă, o expoziție șoc. Acum, această experiență se repetă aici la dumneavoastră, pe personalitatea artistică, am spus, indubitabil, al vorbă în parcare. Voi da cuvântul pentru început pictorului, profesorul de la Liceul de Artă Dumitru Cumplin, fostul președinte al filialei UAP Galați, David Sada, profesor, pictor, colorist în excelență, bun coleg și, aș putea spune, un profesor atent care știe să descrușească în mesajul artistic al lor amandrate, lucruri pe care multora dintre noi le scapă. David Sada. Mulțumesc, bună seara! Bine ați venit! Vă salut cu toată lumina mea interioară, toți artiștii brăileni și toți invitații din această seară. Suntem la vernisajul lui Roland Pangrat. Cred că este cel mai frumos nume de artist pe care istoria artei românești l-a lucrat. Vreau să spun că lucrul ăsta, că totdeauna mi-a făcut acest nume. Roland a fost, este un produs la Liceul de Artă din Galați, în prima promoție, a fost elevul meu. Și este un artist, în primul rând, polivalent. De regulă, plasticienii se cantorează într-o anumită zonă, într-o anumită specialitate și pe o anumită tehnică. Marșează pe o anumită tehnică. Roland, prin specialitatea pe care a făcut-o la Facultatea de Arte din București, artă monumentală, și cum bine știm, la secția de artă monumentală, se experimentează tot felul de tehnici și abordările sunt cu totul diferite față de celelalte specialități. Iată că el a reușit în timp, spuneam prin pregătire și prin formație, a reușit în timp să ajungă la un rafinament și la niște tehnici de lucru extraordinare. Spuneam că este polivalent, el pe partea figurativă, i-am urmărit evoluția în timp, partea figurativă este invadabilă, dar în ce sens? Mulți artiști din cea figurativă. El are acea scriptire extraordinară care este din talentul pe care îl are. Deci are acea strălucire pe care numai o tehnică de strălucită duce spre o coinstrie artistică. A trecut prin figurativ, mai lucrează. Are tot felul de compoziții, tot felul de comenzi, ca să spun așa, mari. Folosește figurativul, în același timp, foarte
non-figurativului. Și în această seară, de fapt, este un rezultat cu un concept la care lucrează de câțiva ani, cred că din 2018. Prima expoziție a avut la Galerie de Arte din Galați și a continuat, e un demers excepțional, sunt lucrări monumentale, e un concept la care a lucrat și îl dezvoltă în continuare. Știu că în 2020 una din expoziții a fost în Japonia, la Tokyo. Corect? Da. Și vreau să subliniez, în primul rând, aceste lucrări care sunt monumentale, sunt prin și prin dimensiunea această monumentalitate, dar care stau foarte bine într-un spațiu extraordinar. Și vreau să felicit, în primul rând, Brăilenii pentru acest spațiu generos, această galerie de artă, care am înțeles că aparține Consiliului Județean din Brăila. Și eu spun că această galerie de artă este cea mai frumoasă galerie de artă din țară. Și cea mai generoasă. Am fost peste multe orașe, am văzut galerie care sunt cum sunt. Da? Dar acest spațiu, întotdeauna l-am apreciat și l-am respectat, tocmai prin generozitatea asta. Un spațiu minunat și un spațiu minunat, iată o expoziție de excepție. Roland spunea că este polivalent, păi polivalența artistică se duce și spre zona de arhitectură. Urmăresc evoluția și pe partea de arhitectură toate proiectele lui legate de decorații interioare, concept adevărat, pe partea de construcții de arhitectură, sunt lucruri care m-au impresionat, mai ales că și eu am cochetat cu arhitectura 10 ani, m-am tot pregătit așa din pasiune. Și la care am și lucrat un proiect foarte bine definit, dus până la capăt. Spun despre Roland că stăpânește foarte bine compoziția spațiului și compoziția volumului. Pentru că, cel puțin în ultimele proiecte pe care le-am văzut la el acum câteva luni, m-a impresionat foarte mult și maniera de prezentare. În general, arhitecții își prezintă foarte elegant produsul finit, dar Roland, prin construcția sa și prin formația sa de absolvent de artă, vine cu acel plus de valoare pe partea de cromatică, pe partea de știe cum să sublinieze anumite elemente în arhitectură, elemente pe care sunt anumite centre de interes. Revin la această expoziție. El aplică foarte bine o regulă importantă din arta monumentală, care este valabilă în toate specialitățile, dar care, din păcate, artiștii nu prea țin cont de această regulă, simplitate prin diversitate. Și eu spun și prin complexitate, pentru că aceste elemente decorative de mari dimensiuni sunt foarte bine, foarte bine compuse, sunt stăpânite, au contrast, au variație și dacă vă uitați, el știe foarte bine pe partea de tehnică, că până la urmă un artist degeaba este încrescat dacă lipsește tehnica. Tehnica duce spre moestria artistică. Și atunci, prin acest concept, prin această monumentalitate, prin această diversitate și complexitate și unitate stilistică, iată cum stau aceste lucrări în acest spațiu generos. Eu îl felicit pe domnul Roland Batrachi, un nume sonor, un artist
mare amvergură, un artist care știe ce vrea, un artist care își urmărește fiecare etapă și trece prin fiecare aceste încercări plastice, artistice și este într-un real progres. Întotdeauna și se datorează în timpul când acum analiză ritmului de lucru. El tot timpul este acurat în lucru. A fost hiperprofesionist întotdeauna și a făcut o alegere bună. Pentru că noi suntem ancorați în diverse activități care ne răpesc foarte mult din timpul nostru de lucru. El a fost și este un vizionar. Este un artist cu deschidere maximă. Este un artist special. Spun special pentru că știu foarte bine și știu și cred foarte mult în harul și talentul lui. Dragul meu, Loran, te felicit din tot sufletul meu. Mă bucur pentru ținuta acestei expoziții în acest spațiu extraordinar. Și, dragii mei prieteni, vă felicit încă o dată că puteți să stăpâniți acest spațiu, această galerie și vă rog să nu pierdeți acest spațiu, pentru că ar fi mare păcat pentru latura artistică. Vă mulțumesc și vă doresc o seară minunată. Felicitări vă arată domnul Roman. Da. Cuvântul lui David Sava a fost încărcat de emoție și de nedăzbărit o parte din secretele meserii și acestui spectacol, de fapt, să spun, această scenografie pentru această sală. De aceea am să dau cuvântul unui alt artist, un artist al imaginii, un artist fotograf, cu care m-am întâlnit în teatru, în care este o obținut imaginea scenografică, căsătorit cu artista, artist iubitor de artiști, Eugen Stamari. Mulțumesc, domnul președinte. Bună seara tuturor. Sunt deosebit de onorat și de încântat să fim în această seară la Beila, la expoziția prietenului și apropiatului meu, Roland Bandrea. N-aș putea vorbi despre latura artistică, despre compoziții, despre tehnici sau despre frumusețea lucrurilor pe care le expune astăzi aici la Brăila, dar pot să vă spun câteva cuvinte despre omul Roland Bandrea, pe care îl cunosc de ceva timp, îl apreciez și este un om de o calitate exemplară, așa cum a precizat mai devreme domnul David Sava, e perseverent, este ambițios, este hotărât și este enervant de meticulos, chiar în zilele trecute, lucrând la câteva materiale, nu se fulgea părul din cap, modificând și remodificând și reașezând. E un perfecționist și un doritor de a împărtăși și celorlalți frumusețea absolută. Aici, în trilogia Pangrate, putea să spunem trilogia Roland Pangrate, unde după ce ne-a făcut în expoziție precedente să rezonăm cu toții, apoi ulterior în cealaltă expoziție ne-a conectat și ne-a reconectat, apoi ultima expoziție, anul trecut, dacă nu înșel, ne-a făcut să reflectăm și să avem reflexii ale operelor pe care ni le-a adus pe și fiecare dintre noi să dacă mai departe și să împărtășească impresiile acestei frumoase galerii și acestei frumoase expoziții. Ați vorbit mai devreme de galeria de artă de la Brăila și felicităm pe domnul vicepreședinte, al Consiliului Județean, care a avut un rol important aici în a aduce și a menține și a aduce artiști la Brăila pentru a-i promova și a-i încuraja. Roman, din toată inima, te felicităm, te îmbrățișăm și suntem mândri de tine că ai ales să nu faci trilogia Pangrate la Galați, ci făcând așa un pod și o apropiere între Galați și Brăila,
în Dunărea de Jos, tot al nostru aici. Și al Galatului și al lui. Te felicităm, te îmbrățișăm și îți dorim ca și mai departe să ai parte de multe succese și de multe realizări, așa cum le mergeți. Mulțumesc! Și, de ce nu, cred eu că, așa cum ne iubește pe noi și cum participă efectiv și financiar la acțiunile noastre, sperăm să mai avem mulți prieteni dintre iubitorii de artă din Galați și din Brăila. Felicit pe brăileni, felicit pe artiști brăileni pentru că ne-au dat posibilitatea să ne etalăm aici la dumneavoastră. Permiteți să îl fericit și pe David Sava, că a văzut exact în creația Pangrate niște elemente care nu sunt comune și nu sunt ușor de observat la prima vedere. Mulțumim, Domnule Stamat, încă o dată, ție îți mulțumesc în mod special, pentru că ne oferă acest spectacol, pentru că ne oferă posibilitatea de a ne dezvolta și în alte structuri ale creației artistice. Permiteți, pentru în continuare, să dau cuvântul unui brăilean, critic, artist, plastic, zonă, cum vă mărăci. Eu sunt obișnuit să vorbesc fără telefon, fără microfon, pentru că fac simfonie. În primul rând îi salut pe Călățeni, din partea artiștilor de la Vela, transmit în spusele și care este plecat. E bine, eu am să vorbesc despre ceea ce simte un om care nu cunoaște nimic din istoria și evoluția acestui artist. Primul lucru care îi crește este o contradicție foarte puternică între uscat, spărbicios, parii și apă, culcere și umilitate. Aceste două laturi, artistul le pune în contradicție prin lucrările pe care le expun. Al doilea lucru pe care l-am observat, l-am discutat cu artistul, pornește de la niște articole, pornește de la acea formă fixă de poezie japoneză, în care încearcă cu puține mijloace plastice, apelând cumva la o formă de manifestare puțin retro. E vorba de paravan care a făcut epocă spre sfârșitul perioadei lucruri, care a făcut epocă în diferite feluri în Europa, și care foarte multe din acele manifestări de paravan erau direct inversate de pictura japoneză, de pictura chinezească. E bine, artistul nostru pornește de la această manifestare poetică și reușește să rămână în atmosfera japoneză, dar să pună în practică trăirea sentimentului, gândirea sa și oricât de japoneze au fost metodele de lucru, în cele din urmă străbat elemente de artă, dacă vreți chiar clasică românească, în aceste lucrări ale sale. Referitor la acele desfășurări la negru, acele frământări, spargeri, curgeri, distrugeri, măcinări, peste care se ridică cu încăpățânare în viața, chiar dacă e neagră. Acei copaci, acele plante care încearcă să se încațere, să reziste în continuare, vine în contradicție cu forța și dinismul din aceste paravane superb încadrate în spațiul galeriei de la Vreme.
Există cu precădere o apropiere de dezvoltarea liniară a volutelor, a valurilor. Această răsucire către spirală, către ducerea în afară și în același timp posibilitatea de a închide cercul, în foarte multe dintre aceste momente, îi dă posibilitatea artistului să comunice cu noi la limita aceea de haiku, la limita în care acele hieroglife japoneze pot fi citite de fiecare la nivelul său de cultură. E bine, la nivelul tipului vizitator, aceste paravane, aceste panouri pot fi citite prin prisma și experiența de viață și, dacă vreți, cultura celui care le vede. Superbe ca desfășurare datorică, care dau posibilitatea să fie citite din stânga, din dreapta și să dea altă impresie pe fiecare dată. Faptul că o japoneză s-a ocupat sau a avut grijă sau indiferent cine ar fi fost, dacă nu exista artistul cu forța sa, cu ideea oarecum stranie de a transforma un paravan în obiect util, de a-l transforma în operă de artă și de a-l pune pesimist. Îl felicit și îl mă așteptăm la trei la. Vă mulțumim că a fost la noi. Mulțumim, domnule. Iată, iar și o dovadă de acceptare din partea părintele. Bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați acceptat să veniți să vizitați și să participați la acest organizat în această seară, în ciuda căldurii care este sufocantă. Și doresc să vă spun în această expoziție, am avut ca idee atunci când am luat un mesaj în această galerie și am văzut cât este de frumoasă și de mare și am spus că trebuie să fac și eu într-o zi o expoziție aici. Și vorbim cu domnul președinte al filialei din Brăila, am reușit să găsim o perioadă disponibilă, chiar dacă a fost în această lună mai călduroasă. Și de aceea am organizat expoziția și am ținut neapărat în acest an să fac această expoziție aici. Domnii care au vorbit înainte, cărora vreau să le mulțumesc foarte mult pentru frumoasele cuvinte, au explicat și au spus despre trăirile sau vizile pe care le au despre lucrări. Și de aceea aș vrea să vă puntez doar în ideea de această expoziție în care discutam acum, de când este vorba de momentele de trecere ale unei zile, momentele importante, adică vorbim de o noapte târzie, o noapte de vreme, avem o dulceapă de dimineață, răsăritul soarelui, simbolistica zilei, a sfințitul de vreme, a sfințitul de zile, la fel de dată din nou la noapte. Deci e vorba de un traseu circular, o evoluție, o renaștere, o idee de continuitate. În celelalte expoziții sunt preluate alte idei și transformat în așa fel încât să poată coabita cu această expoziție, așa cum a fost gândit de la început de acest concept de spiritualism. A fost gândit să se facă trei expoziții și a fost să fie prezentate împreună la un moment dat. Nu am știut, dar nu știu, m-a gândit conceptul că locul care va fi prezentate va fi Brăila, dar mă bucur foarte mult că Brăila este acest loc și avem ocazia, într-adevăr, în această galerie superbă și foarte mare, să putem prezenta acest concept așa cum trebuie, adică să avem respirații pentru fiecare lucrări, spațiu de expunere și aceasta înseamnă că sunt, de fapt, condiții de vizionare foarte bune, adică condiții de vizionare pentru dumneavoastră. De aceea vă urmăresc să vizionați această expoziție cu plăcere și vă urmăresc în continuare o fază plăcută și concedii plăcute, pentru că vă rog mulți dintre noastră respectam concedii. Vă mulțumesc în doar, vă rog, este pregătit un mic protocol, având în vedere că
aici nu s-a ajutat la acest lucru. Vă mulțumesc! Vreau să închei o mică remarcă. Acum câțiva ani, vreo 20 de ani în urmă, exista la Galați un grup care a motivat, a înviorat și a mișcat activitatea artistică de Galați și nu numai de Galați. A fost vorba de grupul AXA. În grupul AXA, oricând ar fi intrat cu Roland Bangar, oricând ar fi intrat și ar fi completat cu o gamă exact ceea ce a avut în concepție acel grup. Renașterea artei moderne. Bravo!